Bine ați venit la un nou podcast UNEATC, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografie. Eu sunt Vlad Logigan. L-am astăzi invitat pe Andrei Rus, scuze, Andrei Gorza, ca să glumim un pic. Foarte așa. Frumos, foarte frumos ai făcut-o. Mulțumesc, Andrei, că ai acceptat invitația. Eu mulțumesc. Pentru cine nu, deși mă îndoiesc că cine nu-l cunoaște, Andrei este critic de film, jurnalist, traducător, scenarist, nu? Profesor la scenaristică. Nu, nu sunt scenarist. Sunt profesor la departamentul de scenaristică filmologie al Facultății de Film. Bun. Și probabil că în calitatea asta în principal sunt aici, despre asta vom vorbi. Deci putem să vorbim și despre alte lucruri. Da, tu conduci. Uite, vreau să te întreb cum ți-ai descoperit tu pasiunea pentru film? Bănuiesc că ai văzut filme, nu? Și ți-au plăcut, mă gândesc. Erai mic sau erai mic mai mare? Eram mic. Ce să zic, eram în anii 80, sunt născut în 78, sunt un copil al anilor 80, deci chiar în condițiile alea de penurie, inclusiv de imagini din anii 80, adică la programul ăla de televiziune de 3 ore pe seară, spre sfârșitul anilor 80 erau 2 ore pe seară, dar mai dădeau din când în când, da, televizor al negru, evident, dar mai dădeau din când în când. Păi da, sigur. Și cu acele videouri, cine avea, n-avea toată lumea. Plus, de la un punct încolo, pe sub mână, casete, video. Plus, de la un punct încolo, ai mei au cumpărat, au investit într-un video în 88, pe vremea aia era cât o mașină, dacă nu un aparat video. Și aparatele video se puteau cumpăra legal, dar sigur, casetele video erau o chestiune de schimburi, într-adevăr. Intrau prin tot felul de circuite pe sub mână. Da, era o practică clandestină, dar tolerată. Și dacă aveai 2-3 casete video, erau aur pentru că făceai schimb. Și da, deci așa a început. Uitându-mă la televizor, la filmele hollywoodiene vechi, clasice, care mai erau din când în când difuzate, chiar și în anii 80, adică chiar și în anii 80 mai vedeai filme cu Humphrey Bogart sau cu... Hitchcock, da. Da, din când în când. Și am făcut o pasiune pentru ele și după aia am continuat uitându-mă la video. Bine, și am început să merg și la cinema. Anii 80 au fost crunți și din punctul ăsta de vedere, pentru că nu se mai importau filme. După 1980, după 1981 nu s-au importat deloc, zero filme hollywoodiene, nu? De asta la noi s-a adus. Eu m-am născut în 83, deci am prins puțin din anii 80, dar eram mic. Da, deci eu am născut în 78. Na, și pentru ăștia ca mine a fost clar, pentru că primul film din seria Războiul Stelelor din 77 a venit și la noi prin 78-79 și s-a tot difuzat în toată țara, în cinematografe, la televizor nu l-au dat niciodată, până în 1989, întotdeauna rula pe undeva într-un cinematograf din țară, Imperiul Contraatacă, continuarea sa din 1980, iarăși l-au adus prin 81. Și după aia, cel de-al treilea, Return of the Jedi, nu l-au mai adus pentru că n-au mai venit deloc filme hollywoodiene, n-au mai venit filme franceze, n-au mai venit filme italiene, n-au mai venit filme vești germane și de la un punct încolo chiar și filmele... Vedeai cum e societatea dincolo, cred, și de aia nu le-au mai luat, iar în Și de asta când au apărut casetele video, când au apărut aparatele video, de asta erau atât de atrăgătoare filmele astea hollywoodiene din anii 80, pentru că într-adevăr conțineau aceste imagini care erau ca niște miraje, erau într-adevăr foarte atrăgătoare pentru cetățenii români ai anilor 80, ai României lui Ceaușescu în anii 80, vedeau și toate chestiile astea, societate de consum și așa mai departe. Dar da, deci în cinematografe n-au mai fost difuzate filme hollywoodiene după 1980, filme hollywoodiene noi. Sau filme capitaliste, filme din vest, dar asta însemna că, pentru că erau multe cinematografe pe vremea aia și lumea se ducea la cinema și trebuia să proiectezi ceva, trebuia să programezi ceva, trebuia să umpli cu ceva programele cinematografelor și de asta filme care merseseră bine în anii 60 sau în anii 70 sau în anii 50 se dădeau iar și iar și lumea se ducea buluc ca la niște noutăți, noutăți neexistând în cinematografe, deci am văzut în anii 80 în săli extrem de pline filme vechi, nu știu, la un moment dat era la Patria, pe la jumătatea anilor 80, un medalion al Alain Delon, în cadrul căruia se dădeau, habar n-am, Clanul Sicilienilor, care e un film din 69-70, a fost cândva Hoț, care e un film din anii 60, lumea se ducea la ele ca la niște noutăți, pentru că, și asta a fost interesant, pentru că asta mi-a colorat, m-a transformat într-un cinefil, nu pentru că un cinefil, prin definiție, nu e un consumator care se duce doar la cele mai recente
filme, nu? Uh-huh. Există consumatorii casual care se duc, da. Habar n-am, nou Top Gun sau ceva de felul ăsta, se duc și îl văd pe ăla. În timp ce un cinefil e interesat de filme de peste, din toate culturile și din toate epocile și în parte și pentru că în anii 80 se dădeau filme. Nu existau filme recente și trebuia să vezi filme în anii 40, filme în anii 50, filme în anii 30, pe care nu le percepeai ca pe niște vechituri. Și m-am îndrăgostit de film, de, noțiunea mea despre film de la bun început a însemnat cinemaul de peste tot și din toate epocile. Deci uite cum penuria comunismului te transformă. Mi-a format cinefilia, mi-a format parțial cinefilia. Pentru cei mai mici dintre voi care sunt născuți după 90, în comunism n-aveai la televizor, erau 2 ore, 3 ore seara. Asta la sfârșit, pentru că lucrurile s-au degradat. Adică anii 60, cei care și-i amintesc, și amintesc că fiind mult mai bun. Deci 70 și ceva a vrut să plătească împrumuturile exact, și a strâns exact. Și a creat programul ăla de austeritate, a strâns cureaua în toate domeniile. Și atunci la televizor vedeai seara 2-3 ore ceva ce au făcut pe la uzina, nu știu care, unii care au împlinit planul cincinal și au făcut mai multe piese decât trebuia. Mama eroină care a făcut 4 copii pentru patria România. Buletinul ăla de știri. Erau 2 buletine de știri, mai erau într-adevăr niște reportaje propagandistice și uneori, din când în când, mai înghesuiau un film, evident într-o versiune foarte tăiată. Deci și nici n-ar fi avut loc în 2 ore. Deci probabil că reduceau un film de o oră și 40 de minute, de 2 ore, reduceau la 1 oră și 10, la 1 oră și 5, la oră. Deci multe dintre ele le vedeai tăiate, în mod foarte clar. Pentru că dacă programul dura și la sfârșitul orei 80 nu mai era de 3 ore, era de 2 ore. Dacă începea la 8, se termina la 10 seara, e clar că filmul ăla trebuia să reducă la 1 oră, ca să aibă loc și Ceaușescu să se lăfăie. Da, și știrile. Și din cauza asta noi am prins că erau chestia asta cu videourile pe sub mână, casetele video, filme înregistrate și un fel de cinematezi, sau nu știu cum să le spun. Se adunau oamenii la cineva acasă care avea video, omul ăla uneori lua și bilete pentru un loc, două, și făcea un mini-cinema acasă, cum ar fi. Și el avea video și câteva filme și punea un film, două, se uitau oamenii și chestia asta era interzisă, puteai fi arestat. De asta la cinematografe, eu n-am fost înainte de 90 la cinema, m-a dus tata prima oară la cinema, mai știu, 91-92, la Iași am văzut Rambo 2 sau 3. Da, pentru că imediat după 90, deci după căderea lui Ceaușescu, când au început să aducă filme de la Hollywood, au fost câțiva ani în care distribuitorii de film erau foarte wild așa și fără reguli în primii ani și în primii ani ce au adus și ce a mers foarte, foarte bine? Blockbusterele de pe video din anii precedenți. Deci filmele care merseseră, rupseseră pe casete video clandestine, prostrase și așa mai departe, le-au adus în primii ani 90 și în cinematografe. Și-au adus Rambo 2, și-au adus Rambo 3, și-au adus seria Alien, și-au adus Lupul Singuratic cu Chuck Norris, care mersese foarte bine. Au adus hiturile de aur ale lui Schwarzenegger din anii 80, Commando și altele. Deci alea, Highlander, alea au rupt și în cinematografe, pentru că fuseră deja verificate pe video în anii 80. Au lăsat niște prieteni de-a lui tata, de-a-i tatei video și peste noapte la noi, că luăm mâine. Și am stat și m-am uitat la ceva cu Chuck Norris, la Țestoasele Ninja, de 2 ori, că am zis că nu mai prind video ăsta, să-l mai văd odată. Și mai încă un film. Și țin minte că nu pot să uit asta. Exact, că asta făceai. Mai vedeai odată atunci când înainte de a da înapoi caseta, că te gândeai, știi? Și exact, țin minte că nu știu ce film, mai era încă unul, l-am uitat care, m-a șocat că a deschis cineva frigiderul și era plin cu mâncare. Dar asta era sfârșit de anii 80 sau început de anii 90? Nu, asta era în comunism, sfârșit de anii 80. Da. Era plin cu mâncare, deci n-am ținut minte povestea filmului, dar am ținut minte că unii au frigiderul plin cu mâncare. Și după 90 cum ți-a continuat? E foarte clar că oamenii care se uitau în 88-89 pe casete video la filmele astea hollywoodiene din epoca Ronald Reagan sau așa, în parte se uitau la ce aveau personajele prin casă, în parte se uitau la ce aveau în frigidere. E foarte clar. Dar asta e foarte clar. Comparai cu ce aveai, cu ce n-aveai tu și unul dintre ultimele mari fenomene de masă din România ceaușistă în jurul unui produs cultural american a fost fenomenul din jurul serialului Dallas, care a fost difuzat la sfârșitul anilor 70 și un pic la începutul anilor 80 și după aia l-au întrerupt și zvonul care a circulat e că la
au întrerupt, tocmai pentru că lumea devenise prea fascinată, prea hipnotizată de conținutul bărulețului lui J.R., de ce avea ăla acolo, ce sticluță cu ce etichetă. Și a existat într-adevăr în anii 80, din cauza că... Bine, regimul Ceaușescu, pe măsură ce a devenit mai auster, a devenit și mai represiv, că mergeau mână în mână. Și așa cum comunismul a ajuns să fie definit pentru mulți cetățeni prin amestecul ăsta de represivitate, frica de securitate, etc., și austeritate, că n-aveai de niciunele, tot așa și ideea de libertate, de libertate personală, așa a ajuns să fie asociată cu consumul. Nu? Deci au ajuns, erau mână în mână chestiile astea. Și da, lumea se uita când mai prindea cât un film pe video, clar, mulți oameni se uiteau ce au ăia în frigider, ce uită cum și-a făcut ăla casa, uite scara interioară. Da, foarte interesat. Și de zi, mătușa mea mi-a povestit de Paște o chestie, m-a șocat. Zice, în anii a venit Revoluția și aveam bani, un video costa cât o garsonieră, la Iași cel puțin. Și zice, și vrei să mă crezi că cei mai mulți ne-am luat video? Da, dar asta eu, da, cred că e adevărat, deci cred că se verifică în multe cazuri și cred că e foarte semnificativ, adică cred că merită într-adevăr reflectat. Mentalitatea. Și după anii 90, cum ți-a continuat gustul pentru film? Că s-a diversificat foarte mult oferta... Sigur, s-a diversificat foarte mult oferta, am descoperit... Când eram la liceu, la jumătatea anilor 90, am descoperit aproape simultan Cinemateca Română, am descoperit institutele culturale care pe vremea erau încă foarte active, British Council, Institutul Francez, și care aveau biblioteci, inclusiv mediateci, biblioteci de videouri, încă nu erau DVD-uri, erau casete video, foarte bine garnisite și puteai să vezi așa, puteai să devii sistematic și să vezi istoria cinemaului britanic, istoria cinemaului francez și puteai să-ți iei și cărți. Eu întotdeauna asociasem cinefilia și cu critica de film, cu cititul despre filme și cu cititul de critică de film. Familia mea era abonată la revista Cinema și înainte de 90. Cred că imediat după 90 s-a transformat în revista Nou Cinema. Și am mai supraviețuit pe Piața Liberă vreo 10 ani până să dea faliment. Și mă duceam și o cumpăram. Spre critică și spre... Da, și îmi cumpăram... Adică n-ai visat să fii regizor sau... Niciodată. Până la un punct nu mi-am pus neapărat problema, adică eram cinefil, dar cinefilia era asociată cu nevoia de a citi și de a scrie despre filme. Bine, la început lua o formă infantilă chestia asta, cum ia la mulți critici, s-apucă să facă liste cu filme preferate, cu filme preferate cu actorul cu tare, filme preferate pe tema cu tare. Și după aia ajuns să faci pe regizor sau pe... Deci ajuns să le grupezi după criterii tot mai sofisticate, să zicem. Dar după aia simțeam nevoia să scriu, adică îmi prelungeam plăcerea de a vedea filmul, plăcerea comuniunii cu filmul în sala de cinema sau acasă, mi-o prelungeam scriind despre și cum ar veni forând așa în adâncurile filmului, în măruntaiele sale și încercând să-l înțeleg mai bine. Și așa, pe nesimțit, am devenit un critic de film. Și, repet, îmi luam cărți de cinema de la Centrul Cultural American, care încă mai funcționa câțiva ani după 90, după aia l-au închis prin 94-95. E foarte clar că Centrul Cultural American îl ținuseră deschis în București pentru că duceau activitate de propagandă, de război rece, adică fusese important. E foarte clar că de-aia l-au închis în 94-95, n-au mai avut nevoie de... Dar eu l-am mai prins pe ultimii 2 ani și mamă ce chestii bune aveau de... Da, erau niște chestii pe care nu le găseai. Și reviste, Variety, Hollywood Reporter. Acum, iarăși o altă lume. Ai toate chestiile astea la un click distanță pe net. Revista New Yorker. Da, vorbim de niște vreme când nu aveai pe Google orice și... Nu aveai, nu erau nici la chioșcurile de reviste, de ziare. Chestia aia într-o bibliotecă, într-o... Pentru mine astea, institutele culturale naționale, britanic, francez și american, că alte limbi nu vorbeam, deci astea erau cele două limbi pe care le știam și am făcut și liceul la intensiv engleză. Deci institutele astea culturale au fost esențiale în formarea cinefiliei mele. Dar na, după aia am început să mă duc la Cinemateca Română, unde era altă cultură. Că Cinemateca Română fusese așa în București un loc legendar și
deja era în declin, deja lumea de acolo îți spunea că nu mai e ce a fost, că nu mai atrag un public atât de mare cum a trăsuseră înainte. Dar marile hituri ale cinematecii, filmele lui Tarkovski și, habar n-am, lucruri ca Moartea la Veneția, Zbor deasupra unui cuib de cuci, Taxi Driver, iarăși chestii pe care nu le găseai ușor încă la jumătatea anilor 90 în alte părți, încă mai făceau săl pline. În mod amuzant, unele dintre ele erau în copii alb-negru, copii alb-negru ale unor filme color. Și mulți cinefili români de pe vremea aia au descoperit așa. Chiar filme pe care sună absolut ridicol să le vezi în alb-negru, adică n-au sens în alb-negru, Lawrence din Arabia. Da, da, da. Cinemateca română l-avea în alb-negru, lumea se ducea să-l vadă în alb-negru pentru că... Oricum o să-l vezi. Sigur că puteai să-l găsești dacă făceai eforturi mari și pe casete video, dar pe casete video erau mai degrabă noutăți, dar îl găseai până la urmă, numai că aveai de ales între a-l vedea pe un ecran mic acasă, că pe vremea aia televizorul chiar era mic cu ecran. Așa și totuși îl vedeai la cinematecă unde îl vedeai pe un ecran mare, numai că îl vedeai în alb-negru. Erau acele copii, nimeni nici nu știa foarte bine cum apăruseră în patrimoniul Arhivei Naționale de Filme din România aceste copii alb-negru ale unor filme în principal americane, dar și britanice, franceze și așa mai departe, care ele de la mama lor sunt color. Și multă lume, multora nici nu le păsa, adică dacă le spuneai, bă, dar și ai văzut filmul ăla, dar tu știi că nu l-ai văzut tocmai ok, că e un film color, tu l-ai văzut al negru, și nu contează, să vezi poveste, să vezi actori, să vezi, am văzut. Și al negru ăla n-arată ca al negru unui film conceput în al negru, unde evident a fost gândită textura imaginii, au fost gândite contrastele, a fost gândit clar-obscurul și așa mai departe. E un alb negru foarte particular, un gri murdar spălăcit, e ceva oribil. Din când în când mai văd la cine, acum nu mai dau, au înlocuit copiile alea și acum în general dacă te duci să vezi un film îl dau într-o copie decentă sau în orice caz așa cum trebuie, filmele alb negru le dau în alb negru, filmele color le dau color, dar acum câțiva ani am mai văzut unul. Așa, m-am dus să văd ceva și spre surprinderea mea era copia al negru a unui film color. Excelent, excelent. Deci când eram mic și mă uitam cu sora mea la câte un film la televizor, nu puteam să văd nimic din filmul ăla până nu-i spuneam cine e bun și cine e rău. Ca să știi, de ce vrei să știi? Ca să știi cu cine țin. Tu trebuia să-i spui ei, adică ea simțea nevoia... Da, și te întreba de două ori pe minut... Până când nu știu încă, abia a început filmul, e o descriere de drum aici, încă n-am văzut pe nimeni, draga mea. Dar cine e bun și cine e rău, ca să știu cu cine țin. În copilărie, când am început să mă uit la filme, simțeam nevoia de certitudine morală și când era un adult pe lângă mine, îl pistonam sau o pistonam cu întrebări, ăsta e bun? Ăsta e... Sau nu, are dreptate? Mai ales când era o secvență de confruntare, când se certau două personaje și mă cuprindea așa o neliniște. Și mi-amintesc că la un moment dat, destul de vreme, prin anii 80, am realizat că există filme în care chestiunea asta nu poate fi tranșată atât de ușor, în care când se ceartă, când se ciocnesc două personaje, dreptatea poate să fie împărțită. Și am realizat asta cu un sentiment de... neliniște, aproape de vertist, stai puțin, lumea nu e chiar în alb-negru, tabelele nu se împart întotdeauna. Da, sigur că da, dar la ce filme ne dădeau nou la televizor comuniștii, se împărțeau repede, ăla e bun și ăla e rău. Într-o anumită măsură, dar nu tot timpul. Una dintre amintirile mele cele mai puternice din anii 80, de văzut filme la televizor, niște filme cu Humphrey Bogart pe care l-au dat și la personajele tipice ale lui Humphrey Bogart nu e așa ușor să spui. De obicei, până la urmă e bun, deși are două, trei roluri în care e rău până la capăt. Dar când începe, spune că nu-i pasă de nimic, se prezintă ca un personaj foarte cinic sau așa și vin alte personaje care îi spun, dar nu-ți pasă de copiii săraci, dar nu-ți pasă de ele, așa spune nu. Așa și e foarte tulburător când vezi că dă cutif la unor valori pe care se presupun, consensuale pe care se presupune că trebuie să le împărtășim. De asemenea, mi-amintesc un film, e un western al lui Martin Reed din 67, care se cheamă Hombre, cu Paul Newman. Okay. Și Paul Newman joacă, e chiar un film excelent. Paul Newman joacă rolul unui alb care a fost crescut de indieni. Mm-hmm.
Și acum ajuns adult, nu se simte în largul lui nici într-o lume, nici în, nici în cealaltă. Adică trăiește mai degrabă ca un indian, dar în fine. Și la un moment dat trebuie să iau o diligență cu un grup de personaje, toți sunt albi, toți sunt rasiști și așa mai departe. Diligența e atacată de bandiți, deci o situație destul de clasică, și el, pentru că e cel mai bun cercetat și cel mai bun în acțiune și în chestii de asta, se pomenește în situația, trebuie să-i salveze pe aia, trebuie să-i conducă până undeva unde sunt în siguranță. Și nu vrea, pentru că realmente îi detestă. Și pentru că deja văzusem filme cu Humphrey Bogart și credeam că știu genul ăsta de protagonist care pretinde că nu-i pasă, dar până la urmă face tot ce trebuie, până la urmă face lucru bun, lucru decent, mă așteptam ca și el să dea pe brazdă, să convertească parțial, și indiferența și răceala lui să dovedească a fi doar aparentă și dedesubt să vedem că bate o inimă bună. Dar tipul este rece și disprețuitor sau așa până la capăt. Și printre femei, prin grupul ăla de oameni pe care trebuie să-i salveze de bandiți, bandiții sunt foarte răi, sunt hirsuci și așa mai departe, printre oamenii pe care trebuie să-i salveze, e o femeie, o soție, o tipă, na, cum se cade, care ce-i drept mai devreme în film spuse niște chestii foarte rasiste despre indieni, că indienii mănâncă câini, că n-ar putea niciodată să mănânce câini și așa mai departe. Și spre finalul filmului tipa asta e prizoniera bandiților alora și singurul care o poate salva e acest personaj al lui Paul Newman, și altcineva zice, măi, du-te să o salvezi, că numai tu o poți salva, nu poți lăsa, uite, moare femeia în, acolo. Și el zice, da, duceți-vă și întrebați-o dacă acum ar mânca câini. Și o spune cu o răceală și cu o cruzime sau asta, și chiar am rămas marcat, adică știi, ăsta e bun, ăsta e rău, personajul, da. Ăsta, înțelegeam că rasismul îl făcuse să reacționeze așa și îl făcuse atât de rece și de... Dur, da. Dar înstrăinarea asta lui, alienarea asta lui totală de ambele tabere, așa, era absolut șocantă pentru ce-ar fi ce era în capul meu personajul pozitiv. Deci nu era atât de simplu nici în filmele, puteai să vezi, sigur că majoritatea filmelor pe care le vedeai la televizor erau filme în care bunii și răi erau împărțiți astfel încât să nu există risc de confuzii, dar puteai să nimerești peste ceva. Sigur. Zi-mi, cineva care dă la scenaristică, ce învață să facă, evident, spune cuvântul. Păi, bun. Dar povestește-mi un pic despre asta. Ce... Da, noi, adică departamentul meu, departamentul meu se cheamă Scenaristică Filmologie. Și noi derulăm trei programe. Un program de licență și două programe de masterat. Să începem cu programul de licență. Da. Programul de licență, care se numește Comunicare Audiovizuală, mă rog, se numește mai lung, se numește Comunicare Audiovizuală, nu, Scenaristică, Publicitate, din Scenaristică, Publicitate, Media, Filmologie, okay. Se cheamă. Și este un program, să zicem, dublu, cu două dimensiuni, sau care merge pe două fronturi, care, care sunt unite prin faptul că ambele au de-a face cu scrisul. Deci, pregătim, să zicem, în acest program de licență, oameni care să se ocupe cu scrisul pentru cinema, adică scenarii. Și despre cinema, critici de film, istorici de film, teoreticieni de film și așa mai departe. Deci, pe de o parte, există dimensiunea asta foarte puternică de instruirea unor viitori scenariști. Bine, acum colegul meu, Lucian Georgescu, care a creat, de fapt, întru totul programul nostru de scenaristică și la nivel de licență și la nivel de masterat, cu o echipă foarte bună în jurul lui. Probabil că m-ar contrazice aici și ar spune că nu. Înainte de a forma scenariști, îi interesează să formeze scriitori. Din câte știu, ei în anul întâi nici nu scriu scenarii. Programul de formare pe scenaristică e în anul întâi un program de formare pe scriere creativă, pe creative writing, adică scriu povestiri. Sună super bine. Și după aia încet încet ușor fac pașii spre tehnica specifică a scrierii unui scenariu. Mai bun, deci înveți să scrii un scenariu, poți colabora la un moment dat cu colegii de la regie și ei îți pot face film, poți să scrii pentru ei. Fără doar și poate și
există în anul 2... Și se face filmul. În anul 2, când ei învață să scrie scenarii de scurtmetraj, anul 3 fiind rezervat lungmetrajului, în anul 2, când se concentrează pe scurtmetraje, iau și niște cursuri de scriere colaborativă în care lucrează împreună cu regia, cu colegii lor de la regie. Anul 2 și sunt încurajată formarea unor echipe, da, unor creative, echipe, regizori, scenariști care să meargă... Sunt multe filme unde regizor a scris împreună cu un scriitor. Da, da. Și asta este dimensiunea de scenaristică a programului ăstuia de comunicare audiovizuală, pe lângă care există și dimensiunea asta, un training foarte riguros pe istoria filmului universal, pe istoria filmului românesc, pe teorie cinematografică, critică și analiză de film, tot felul de informații despre organizarea de festivaluri de film, de retrospective, de evenimente culturale, adică astfel încât să înveți să faci niște lucruri după aia care să-ți permită, ok, să lucrezi în presă, să faci cercetare academică, să organizezi evenimente culturale, să organizezi festivaluri, să lucrezi la cinematecă, să organizezi retrospective dedicate unor cineaști și așa mai departe. Și după aia la master, astea sunt cei 3 ani de licență, și după aia la masterat se împarte în două și există un masterat de scenaristică în care merg mai departe, adică pornesc. Bine, nu e evident, ambele masterate sunt deschise, nu sunt doar pentru absolvenții programului nostru de licență. Nu, la masteratul de scenaristică poate să vină cineva care a făcut litere, să cineva zice, care sau... a făcut litere sau jurnalism, da. Sau nici măcar nu trebuie să ai făcut o facultate umanistă, din câte știu, și sunt integrați, adică se adaptează repede. Dar în principiu se merge în continuare, se scrie în continuare, se trece de la un sistem bazat pe tutoriat, cred că asta e în perioada de licență, în cei 3 ani de licență, la un sistem bazat pe script doctoring. Asta cred că este termenul, adică sunt lăsați mai liberi, dar în același timp, iarăși, un program riguros, se acordă atenție și asta e foarte important pentru colegul meu, Lucian Georgescu, teoria scenariului, naratologie, lucruri de felul ăsta, și e o parte serioasă acolo. Și ăsta este masteratul de scenaristică. Apropo, evident, poți să ești scenarist, poți să ești scriitor, poți să ești publicitar, copywriter și așa mai departe. Și în același timp există masteratul ăsta de filmologie, unde iarăși aprofundăm. Și formăm critici de film, dar și cercetători în domeniul istoriei cinemaului, oameni care să fie interesați de arhive, de restaurarea de filme, de lucruri de felul ăsta, și creator, organizator de evenimente de cultură cinematografică. Aici, nu știu, probabil colegul meu Andrei Rus ar fi și mai indicat să vorbească decât mine, pentru că el e un neobosit creator de mediu cinematografic, de evenimente, de întâlniri între cineaști și public, evenimente bazate pe discuții în jurul unor filme. E foarte bun în a crea lucruri de felul ăsta, care sunt foarte importante, creează alt cinefil, creează interes. Și ce dai la admitere? La licență, de exemplu. Admiterea la licență constă într-un colocviu, deci o discuție liberă între candidat și comisie, care sondează, ok, sigur, cultura generală umanistă și cultura cinematografică, dar mai mult decât atât, adică nu atât cantitatea de filme, de cărți pe care... Tot înțelegerea. Și mai degrabă, probabil că cel mai important pentru noi e să vedem că sunt oameni interesați. Să vedem
Adică să vedem că au pasiuni, da, să vedem că au pasiuni și că au început deja să caute niște direcții, să sape în niște direcții. Că până la urmă informații pot acumula de atunci în continuare, dar vrei să vezi deja niște aplecări, niște înclinații. Deci asta căutăm. Și noi la actorie zicem că nu, la admitere nu căutăm actori. Că cu asta ne ocupăm noi aici, să devenim actori. Ci oameni, calitate umană, emoție, umor. Exact. Și mai ales să vezi chestia asta de înclinație, adică să vezi de pasiune. Da. Că ceva i-a mușcat, i-a orientat preocupările. Da, oameni interesanți, zicem, în felul ăsta. Deci asta este una dintre probe și în rest sunt două probe scrise. Una e o probă de... în care au la dispoziție, nu mai știu dacă 2 sau 3 ore ca să închege, nu un scenariu, nu li se cere în faza aia să scrie un scenariu, o povestioară cinematografică. Aha. Adică pornind de la un citat, de la un aforism, de la un proverb. Deci primesc o temă. Da, poate fi o temă, poate fi un pasaj, un paragraf dintr-un roman sau din ceva. Uh-huh. Și pornind de la cele evocă lor, acele cuvinte, scris pe tablă, nu aforismul sau pasajul din roman sau așa, și iau la dispoziție, nu mai știu, 2-3 ore ca să încropească o mică povestioară. O povestioară pornind de acolo și asta e proba scrisă pe direcția scenaristică, iar pe cealaltă direcție, filmologie, să-i spunem, iarăși au o probă scrisă, vin de dimineață la facultate, li se dă să vadă un film și după aia au la dispoziție 2 ore, fără să aibă posibilitatea să-și deschidă internetul, să se inspire, să caute ce s-a mai zis, în care să pună pe hârtie reacția lor, un început de analiză, adică impresiile lor, să încerce să și-l organizeze într-un început de analiză. Deci cum interacționează la prima vedere cu filmul ăla. Deci astea sunt cele 3 probe. E o admitere frumoasă. Asta e... Lasă loc creativității, foarte bine. Și la master ce diferă admiterea? La master e mai simplă. La master contează... Bun, ei vin cu un portofoliu, cu un dosar în care nu trebuie să... Noi nu le cerem ca să pună în dosarul ăla piese de un anumit tip. Ce consideră ei că e relevant, că e... Și membrii comisiei, noi studiem dosarele lor și pe baza dosarelor avem o discuție cu candidații. Iarăși, în esență, același lucru ne interesează, cât de motivați sunt. De obicei vin oameni foarte motivați la... La și, masterat. Desigur, discuția la nivel de licență sau la nivel de master respectiv. Da. Deci asta e la master. Deci e mai simplu, nu le mai dai lucrări de control sau chestii de felul ăsta. Vin și oameni mai pregătiți. Da, mă rog, și la o vârstă la care poate e mai greu să te lase cineva să dai lucrare de control ca la școală, să-ți dea un subiect să scrii 2-3 ore. Nu, ai o discuție cu candidatul și vezi cât de interesat e să facă... Bun, deci cu asta ne-ai spus cumva și care ar fi candidatul ideal. Un om care are pasiune pentru a vedea filme, a crea povești, a analiza povești. Da. Bun, uite, în încheiere, dacă îți trece prin cap ceva, un sfat sau o chestie pentru cineva care dă la scenaristică sau critică de film... Ce îi spune? Uite. Nu știu ce aș spune. Nu știu ce sfat aș putea să le dau. Na, ce să zic? E clar, e nevoie de asemenea oameni, pasionați și motivați în zona asta și în cinematografie, dar și în zona asta mai largă de cultură și de cultură cinematografică. Sunt absolut convins că cei care vin, mulți dintre ei nu regretă, adică intră într-un mediu care li se pare
destul de efervescent. Păi și este, care îi, scrii scenarii, colaborezi cu, cu studenții de la regie, se fac filme, mă rog, nu de lungmetraj, dar scurtmetraje, mergi pe platou, participi la crearea filmului. Da, și ambele dimensiuni, și asta de scenaristică, și asta de filmologie, care de altfel sunt destul de legate, sunt destul de puternic sudate la noi, dar ambele s-au dezvoltat destul de spectaculos, au înflorit destul de bine în ultimii ani. De pildă, a fost destul de recent, s-au dat niște rezultate preliminare la un concurs de scenarii HBO. Ah. Nu sunt rezultatele finale, adică nu știm exact. Rezultatul final înseamnă că vor băga în producție, vor finanța afacerea unor filme. Din câte știu, un film de lungmetraj, o miniserie, nu știu ce mai... și deocamdată sunt într-o fază preliminară în care au mai mult, cred că au făcut un shortlist cu câte trei candidați care merg mai departe. Și la unul dintre cele trei proiecte la scenariu de lungmetraj aparține unei studente de-a noastră din anul 3, unul dintre proiectele de la miniserie, cred. Da, unul dintre proiectele de la miniserie aparține unui grup de studenți de la noi, de la masterul de scenaristică anul 1. Excelent! Deci, un film și un serial miniserie. Încă nu e. Deci, probabil că se vor face la HBO. Sunt șanse mari în momentul ăsta, dar în orice caz au ajuns departe în competiție. Nu știu, cred că în toamnă se tranșează ce intră în producție și ce nu. Și cu siguranță, adică arată ceva despre calitatea formării de care au Veți în pumnii, sper să câștige. Și eu. Și tu. Bine, Andrei, îți mulțumesc frumos pentru că ai stat de vorbă cu mine. Eu mulțumesc. Ești drăguț. Acesta a fost podcastul de astăzi. Eu sunt Vlad Ivanov și aș vrea eu. Eu sunt Vlad Gigan și ne vedem la următorul. Pa, pa, zi faină. Bună, te cer. Oh, my God.